De dimineață, când ne-am deplasat pe podul Prieteniei, atmosfera nu era tocmai prietenoasă. Pe partea românească a podului, abia dacă se mai putea circula din cauza craterelor din carosabil din ce în ce mai multe și mai adânci. Pentru șoferii autovehiculelor de mare tonaj, trecerea podului de la Giurgiu reprezintă o adevărată aventură. Mașinile grele se balansează periculos în încercarea de a trece în siguranță prin gropile din asfaltul măcinat. La capătul podului, dinspre partea românească, am zărit și câteva echipe de muncitori, dar și utilaje care efectuau reparații, cei drept provizorii a părții carosabile. Lucrările sunt executate de două societăți asociate, una din România, cealaltă din Italia, firme cărora le-a fost atribuit contractul pentru reabilitarea podului peste Dunăre de la Giurgiu. Reprezentanții firmei italiene au explicat în exclusivitate pentru TV Giurgiu toate etapele proiectului, prima fiind începută deja. Momentan facem niște lucrări de reparație a părții carosabile a podului pentru viabilizarea traficului, după care vom intra într-o fază de lucru propriu-zis, când vom închide o bandă, circulația făcându-se doar pe acea bandă, și noi vom începe să demolăm placa de beton a podului, pe care o vom schimba cu dale prefabricate din beton, care vor fi monolitizate, și se va face o hidroizolație nouă, cu parapeți noi, cu asfalt nou, cu rosturi de dilatație noi. Zona pe care va fi pe care vom începe este partea de viaduc de 400 de metri, cu schimbarea dalelor, și pe partea centrală a podului vom începe să facem și lucrările de vopsitorie a structurii metalice. Proiectul în valoare de 13 milioane de euro cuprinde și modernizarea drumurilor de acces în Vama Giurgiu, unde se vor efectua rigole carosabile, frezarea asfaltului vechi, repararea dalelor de beton și turnarea unui covor asfaltic. De asemenea, parcările existente vor fi reabilitate, se va realiza un sens giratoriu, o trecere de pieton semaforizată, parcări noi și construirea unui spațiu destinat scanării materialelor radioactive. Timpul de execuție a lucrărilor este de un an și vor începe în adevăratul sens al cuvântului imediat ce se va obține autorizația de construcție de la Ministerul Transporturilor. Până la sfârșitul anului, dalele de pe pod vor fi schimbate, dar pe lângă aceasta și vopsitoria pe partea de deasupra căii va fi terminată. Pe lângă aceasta, noi mai avem de executat și lucrări de vopsitorie a structurii de rezistență de sub calea podului, care va veni după ce vom monta plăcile pe pod, și lucrări de reparație a pilelor și a fundațiilor podului, și vom merge ca și oamenii gospodari de sus în jos ca să nu murdărim ce am făcut. Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din fonduri europene și bani de la buget, însă mai multe detalii despre proiect și despre cum va arăta Vama Giurgiu și podul Prieteniei în următorul an puteți urmări în exclusivitate imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.